pus bă la coadă, l-am foliat bagajul. De ce îmi foliez bagajul? Ce ai în bagaj? Ce este, mă? Ce ai plecat cu seiful? Ce este în bagaj? De ce îmi foliez bagajul? De ce îl lipești? Mai trageți o... Vă rog eu mult, mai trageți pe închizătoare în cot. Ce se întâmplă? Cine crezi că... Bă, ce se întâmplă concret cu bagajul? Să fură... Să fură? Unde? Cu ce mergeți? Cu rata? Vă aruncă cineva bagajele din avion la aterizare? Voi cum credeți că ajung bagajele? Din aeroport, în avion, din avion, înapoi pe bandă. Cum credeți? Credeți că le-a zvârle cineva din avion deasupra aeroportului și cad pe caldarâm? Ce dracu aveți în cap? De ce înfoliați bagajele a disperare? În primul rând, ce aveți în bagaj? Ce este în bagaj? Ce bagaj? Ce este? Ce ai? Ce ai în bagaj? Ce ai? Că ce ai? Că ai și varză, ai de toate în bagaj. Ce este? De ce înfoliați bagajul? Să nu ți-l spargă cine. Tu știi ce se întâmplă cu bagajul, băi, nebunilor închipuiți. Bagajul când ajunge în aeroport, el pleacă pe bandă. Ai văzut că pleacă pe bandă? Bă, tu ai văzut? Bă, ce-i pe banda mea? Unde crezi că se duce bagajul? Unde crezi că ajunge în Rahova și îl sparg unii, îl taie cu cuțitele și sfură din el? Crezi că de la aeroport bagajele pleacă în Rahova? Unde credeți că se duc bagajele? Bagajele pleacă pe o bandă, le pune drept cu eticheta, adică numărul zborului, zborului, da? Și ele ajung acolo într-o mare din asta din care se duc să se repartizeze și să duc direct la avion.